Filimon Bodiu, numele acestui țăran din satul Mândrești-Telenești spune prea puține multora în zilele noastre. Considerat de autoritățile sovietice un criminal, un bandit și un terorist, trecut sub anonimat în perioada de după independență din comoditate, Filimon Bodiu, de fapt, a fost eroul rezistenței basarabene împotriva comunizării în anii 1946-1950. Discreditată și compromisă de propaganda și autoritățile sovietice, istoria lui Filimon Bodiu și a grupului său de rezistență a fost cu migală ascunsă în arhivele KGB-ului. În realitate, istoria lui Filimon Bodiu este doar o pagină din multiplele pagini de rezistență a populației basarabene împotriva deportărilor, colectivizării și a comunizării. Dosarul 6015 al Comitetului de Stat pentru Securitate din Uniunea Sovietică ne relefă întreaga complexitate a cazului lui Filimon Bodiu. Arestat în 1944 pentru port ilegal de armă, Filimon Bodiu va fugi din secția de miliție a raionului Chișcăreni și la scurt timp va realiza racolarea unui grup de rezistență din țăranii din satele Mândrești, Ciulucani, Prepelița, Hirișeni, care acoperea regiunea localităților Sângerei, Calaraș, Telenești. Asemeni fraților pădurii din Lituania și partizanilor anticomuniști din vestul Ucrainei, Filimon Bodiu și-a săpat un bordei în pădurea Copaci de lângă Mândrești, de unde a operat în întreaga regiune. Apel către țărănime a fost documentul de luptă al grupului Filimon, în care acesta cerea țăranilor să nu intre în colhoz, să nu se facă comsomoliști și comuniști, dar dincolo de toate, Filimon Bodiu anunța iminenta confruntare între Statele Unite și Uniunea Sovietică, care va aduce înapoi Basarabia în România. În dosarul intentat de autoritățile sovietice, în care drept inculpați trec 17 membri ai grupării lui Bodiu, se relevă faptul că această grupare activa în codrii Basarabiei, executând președinți de soviet sătesc, directori de colhozuri și activiști comuniști care au contribuit la deportarea basarabenilor, la organizarea foametei și a represiilor împotriva populației locale. Cei 17 membri ai grupului Filimon vor fi condamnați de autoritățile sovietice într-un dosar răsunător în perioada 1950-1951, fiecare din ei primind 25 de ani de lagăre staliniste, confiscarea întregii averi și deprivarea din drepturi civice pentru 5 ani. Trădat de către unul din membrii grupării sale, Filimon Bodiu va fi încolțit de organele de represii sovietice în una din casele din satul Mândrești și la 16 noiembrie 1950 va da ultima sa bătălie. Opunând rezistență împreună cu întreaga sa familie, Filimon Bodiu va epuiza arsenalul ieșind cu pușca în fața organelor de represii sovietice. Va fi împușcat mortal împreună cu fiul său Ion. Fiica Iulia va dispărea fără urmă, iar Olimpiada Bodiu, grav rănită, va fi dusă și interogată de către organele sovietice timp de mai multe zile. După condamnare, soția martirului s-a întors în satul natal, dar va fi excomunicată, trăind într-un bordei. Va muri 4 ani după aceasta. Alături de Armata Neagră, arcașii lui Ștefan și partidul lui Vasile Odobescu, dar și multe alte organizații care au luptat împotriva puterii sovietice, Filimon Bodiu așteaptă să-și reia locul său în memoria și în istoria noastră. Poate chiar în locul acestui monument al puterii sovietice, împotriva căreia a luptat. La fel ca miile de martiri din statele Europei de Est, care s-au opus instaurării regimului totalitar comunist, Filimon Bodiu ar trebui să ne redea senzația de curaj, mândrie și demnitate, pentru că am avut puterea să înfruntăm comunismul.